În ședința de vineri a Consiliului Local, un proiect imobiliar controversat a trecut cu un număr minim de voturi, între care și cel al lui Andrei Postolache de la USR, care a votat pentru, alături de aleșii din PSD, ALDE și PMP. Consilierul local a realizat repede că a făcut o gafă și și-a anunțat demisia din CL, dar și din USR. La începutul săptămânii viitoare îmi voi depune demisia din Consiliul Local și din USR. E cel mai bine, pentru cauză. Și ziua de ieri m-a ajutat să ajung la concluzia asta. Scria sâmbătă la amiază consilierul pe pagina de Facebook, urmând ca peste 10 ore să revină asupra deciziilor. Rămâne consilier, dar își ia adio de la partid. Mi-am dat demisia acum un minut din USR, așa că nimic din ce voi spune mai jos nu se va reflecta asupra lor. O să-mi termin însă mandatul în CL, nu mă retrag din Consiliu. Spun aici clar să nu fie confuzie, nimic din ce am făcut, ce nu v-a plăcut, nu a fost vina USR-ului. În scurta perioadă cât am fost membru, am fost în mare parte neimplicat în treburile partidului. Toate acțiunile mele au fost ale mele și doar ale mele. USR nu are nicio vină, a scris Andrei Postolache pe Facebook. Pe fondul absenței mai multor consilieri, votul de vineri al lui Andrei Postolache a fost decisiv. Este vorba despre proiectul care prevede extinderea zonei de acces principal și modernizarea fațadei policlinicii de la Spitalul Sfântul Spiridon. Consilierul a încercat să-și schimbe votul, chiar în ședința respectivă, însă fără succes. Vă rog, domnule consilier Postolache. O să-mi schimb și eu votul într-o abținere, mulțumesc. Deci, teoretic, proiectul a fost aprobat. Nu știu, nu ne-am mai confruntat cu situații de genul ăsta. Nu cred că se poate retrage votul pe un proiect. Atacat din toate părțile și prea puțin susținut, Andrei Postolache și-a scris tot năduful pe pagina de socializare. Consilierul i-a făcut cu ou și cu oțet și pe cei din PSD, pe colegii de la PNL, s-a rățuit și la presa locală și, într-un fel, a dat de înțeles că nu mai are prieteni nici măcar în USR, partid pe care l-a reprezentat în CL din iulie trecut. Nu o să am niciun prieten în ce va urma, decât pe voi, cei 13% care m-ați votat și toți ceilalți cetățeni ai Iașului pe care îi reprezint. Nu mă interesează decât părerea voastră, a conchis consilierul independent. Andrei Postolache a votat în ședința de Consiliu Local de vineri un proiect urbanistic în spatele căruia s-ar afla omul de afaceri Ghiocel Asimionesei, patronul BZI.